Bună ziua, mă numesc Mirabela Bislă. Se apropie sărbătorile Sfintelui, lumea face shopping, shoplifting, lip-syncing, tinerii buhnesc focuri de artificii. Cheful este mare, însă eu vreau să vă spun că ajunge, hvatit, enough, es ist genug. Deja de un sfert de secol, de când Republica Moldova a devenit independentă, există un grup de oameni asupriți și chinuiți în cel mai urât mod. Acești oameni se numesc deputați sau membrii de parlament sau în limba rusă chilen sau în limba engleză chilicică de puli. Cu fața obosită, trecând prin nopți nedormite, acești oameni ajung uneori să lucreze în folosul tău și al meu câte 3 sau 4 ore pe săptămână. Și toate astea doar pentru un salariu mizer, îndemnizații la plata comunalelor, o pensie nehuiovă, mașină de serviciu, picioscă la salon, fotoliu moale molcăluț, imposibilitatea de a-ți pierde jobul decât odată la 4 ani. Ajunge să-i rănim și să-i jignim atât pe deputați. Haideți măcar acum, de sărbători, să fim mai buni. Vă îndemn să vă alăturați acum campaniei naționale Ajută un deputat. Trimite un SMS la numărul scurt 666 cu textul Eu mă nu m-am putut să-i votez data viitoare când o văd la mine în sat, îi dau cu o cochetă de porc peste cap. Și contribuie la bunăstarea celor care contribuie la bunăstarea ta. Ajută! Ajută un deputat! Ajută un deputat!